Vaslui, scris cu litere mari în cronica și inima neamului românesc. A trecut peste veacuri fără emoția ieșirii din Albia unei așezări aproape rurale. Inestimabilă ctitoria Măriei sale Ștefan, făurită într-o clipă de liniște pentru voievod și pentru țară, înălțată spre amintirea crâncenii bătălii de la podul înalt, Vaslui, 1475. Strada Traian în 1970. Circulație hipo, case nu prea arătoase, o crâșmă veche încremenită în timp. Iată, în centrul orașului, o clădire din secolul XIX, de la balconul căreia a cuvântat însuși Alexandru Ioan Cuza. A venit vremea ieșirii din Albie, din Albia unei curgeri strivită de vremuri. Vechiul și-a făcut datoria. Început de zi. Început de săptămână, cu oameni care se cunosc între ei sau nu, cu toții legați prin fire nevăzute de acest oraș. Unii vin, alții pleacă, alții vor rămâne aici. Aceștia se alătură vasluienilor care au decis ca prin munca lor să adauge vigoare în trupul vechii urbe. Așa arată acum strada Republicii, dar imaginația noastră conturează deja transformări spectaculoase. Iată cum se vede Vasluiul din turnul Palatului Administrativ. Imagini de arhivă cu clădiri care nu vor mai fi, dar și cu edificii ale noului. Important este efortul oamenilor care se avântă cu entuziasm în săvârșirea unui act de creație materială și spirituală de dimensiuni nemai întâlnite pe aceste plaiuri. Iată-i în acțiune! În curând, centrul orașului Vaslui nu va mai avea prăvăliile de pe strada Hagi Chiriac și însăși strada va fi altceva. În noul centru vor exista un cinematograf modern, un muzeu, un sediu politico-administrativ impozant, o casă de cultură, o nouă centrală telefonică automată, un hotel și alte edificii importante. Dimineață de toamnă. Începe o nouă zi de muncă întârjită în anul 1970. Vaslui, 1970. O filă de istorie scrisă de noi. Nu se poate spune sfârșit. Mai departe, vor scrie noi pagini urmașii.
Iată-i bucuroși, fără griji, în dispute prietenești, vor trăi în orașul construit de noi. Vor duce mai departe speranța de mai bine a vasluienilor, speranța într-o Românie a hărniciei și demnității.